Bun găsit, pasionații ai utilajelor! Mulți copii și adolescenți din întreaga lume, nu doar din România, încep să conducă tractoare de la vârste fragede. Nu doar de la 18 ani, așa cum prevede legea în țara noastră. Însă răsturnarea tractoarelor este prima cauză de rănire și mortalitate în rândul celor care le conduc. Așadar, cu aceste utilaje de mari dimensiuni, chiar nu este de joacă. Este imperios ca cei mici să fie pregătiți cu seriozitate înainte de a trece la volanul oricărui echipament agricol. Înainte de a trece la instruirea propriu-zisă a copilului dumneavoastră, este necesar ca răspunsul la cele 5 întrebări care urmează a vă fi prezentate să fie da. Poate copilul dumneavoastră să înțeleagă și să memoreze un proces în 10 pași pentru tractoarele mici sau în 20 de pași pentru tractoarele mari? Acum gândiți-vă la pilotul unui avion. Nu se urcă în cockpit și se pune la manșă, iar avionul își ia imediat zborul. Înainte de a decola, pilotul trebuie să verifice parametrii aeronavei, să facă verificări de siguranță și să urmeze o anumită procedură. De acord, un tractor nu este un avion, dar tot trebuie să se treacă printr-un proces similar de control. Este copilul dumneavoastră responsabil? Poate vi se pare o întrebare prea dură, dar trebuie să aveți încredere că băiatul sau fata dumneavoastră își vor face treaba în deplină siguranță, chiar dacă dumneavoastră nu veți fi alături de ei să îi îndrumați sau să îi supravegheați. Poate când erați mai tânăr ați avut ocazia de a conduce o mașină puternică, o supermașină care mânca asfaltul. Ați apăsat pedala de accelerație și v-ați simțit invincibil, nu-i așa? Ei bine, este un sentiment periculos, iar același sentiment ți-l poate da și un tractor, putere și neînfricare. A fost copilul dumneavoastră instruit corespunzător pentru a conduce un tractor? Aici nu vorbim despre școala de șoferi, de permisul de conducere categoria TR sau de certificatul de tractorist agricol, pentru că obținerea acestora presupune împlinirea vârstei majoratului. Este vorba despre instruire de specialitate și cunoașterea aspectelor teoretice care vin la pachet cu operarea unui tractor. Legea este clară în România. Pe câmp sau pe drumurile publice, conducătorul tractorului trebuie să aibă minimum 18 ani și să dețină documentația mai sus menționată. I-ați demonstrat copilului dumneavoastră cum se conduce un tractor în fermă? Rolul de părinte se intersectează în acest caz cu cel de mentor. Puterea exemplului este esențială în conducerea tractorului, iar în dumneavoastră are cea mai mare încredere copilul sau adolescentul. Sunteți un punct de reper și sunteți responsabil de învățarea și instruirea urmașului dumneavoastră. Primii lui pași depind exclusiv de dumneavoastră. V-a demonstrat copilul dumneavoastră că poate să conducă fără probleme un tractor în cel puțin 5 ocazii diferite? Este necesar ca abilitățile de a conduce și de a opera un tractor să fie demonstrate în medii și contexte diferite. Copilul sau adolescentul trebuie să se confrunte cu situații dintre cele mai complexe, de la tipuri de sol la condiții meteorologice diferite. Doar atunci puteți fi sigur că băiatul sau fata dumneavoastră sunt capabili să conducă un tractor în condiții de maximă siguranță. Așadar, dacă răspunsul la toate aceste întrebări este categoric da și dacă fiul sau fiica dumneavoastră se încadrează în categoria de vârstă permisă de lege pentru a conduce un tractor, atunci copilul dumneavoastră poate contribui la dezvoltarea afacerii de familie. În încheiere se cuvin câteva clarificări. Înscrierea la școala de șoferi se poate face cu 3 luni înaintea împlinirii vârstei de 18 ani. Un tractor poate fi operat și dacă dețineți un permis de conducere categoria B, dar numai dacă utilajul nu depășește 3,5 tone la care se poate atașa o remorcă. Dacă aveți permis de conducere categoria C, atunci puteți conduce un utilaj de peste 3,5 tone la care de asemenea se poate atașa o remorcă. Însă dacă trebuie să tractați două remorci, atunci este necesară deținerea unui permis de conducere categoria TR. De asemenea, categoria TR vă permite conducerea unui tractor pe drumurile publice fără nicio restricție, spre deosebire de certificatul de tractorist agricol, care vă limitează la deplasarea doar pe câmp. Orice sugestii și comentarii ni le puteți transmite pe adresa redacției sau pe canalul nostru de YouTube Utilaje TV.
Nu uitați de site-ul utilaje.tv, unde puteți găsi toate materialele noastre, precum și de canalele noastre de social media. Like, share, subscribe! Apreciem contribuția dumneavoastră! Să auzim numai de bine!